Salutare tuturor! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre regimul alimentar. După primul film care eu l-am făcut, cum putem noi să ne ajutăm să slăbim, poziția mea e formată pe baza medicinii funcționale. O studiez și văd rezultate enorme asupra nu doar a mea, dar și a familiei mele. De obicei, la fiecare video, eu pun toate link-urile, cele mai importante, cele mai simple, fiindcă eu, de exemplu, ascult vreo 20-30 de medici, diferiți profesori și din medicina genetică și citesc studii, cât timp s-au făcut studiile, în sensul că eu asta citesc, asta e pasiunea mea, dar să știți că ele sunt la subsol, așa, cele mai simple pe înțelesul tuturor, fiindcă, mă rog, nu toți suntem medici și nici nu este nevoie, foarte bine că suntem de toate profesiile. Acum uitați-vă ca idee, slăbitul ține de activitatea noastră, 2. Asta ține de consumul de calorii, cantitatea și caloriile pe care le conține produsele pe care noi le mâncăm, adică calorii ingerate și cele arse, asta cred că fiecare sunteți de acord. A treilea, asta ține de indicatorii de metabolism. Neapărat am spus că vitamina D, glanda tiroidă, TSH-ul, dar cineva ne-a remarcat, TSH-ul clar că depinde de F3, F4, dar vorbim mai jos, F3, F4, asta este hormonul liber, activ. Adică eu pentru asta am rugat, dacă puteți să priviți filmulețele mele cu TSH, ca eu să nu vorbesc de la început, așa? O mare, mare, mare parte importantă o ține lipidograma, dar despre asta am să fac un film aparte, că dacă mă pornesc acum, nu știu, durează cred că 40 de minute și o să fie mult prea lung. Și un punct la care nici nu vă dați seama cât de mult asta înseamnă, și eu vorbesc că asta o zic medicii din medicină, ce studiază genetică, ce fac studii de caz, și medicii din medicina funcțională, nici nu vă dați seama cât de mult înseamnă pacea din interior. Adică o luăm de la o margine, primele două trec foarte repede, fiindcă nu ne trebuie activitate zilnică. Asta noi înțelegem și noi înțelegem că noi avem nevoie de asta. Dar nu e ușor să explici la o persoană care are kilograme în plus, o dor genunchii sau o doare spatele, cu ce tu trebuie să faci exerciții. Eu înțeleg că asta e foarte greu. Dar poate încercați, măcar în poziție culcată sau pe urmă pe o parte. Vă puneți pe o parte și faceți niște mișcări. Eu tot asta înțeleg. Dar în momentul când dumneavoastră o să ridicați vitamina D, o să primiți niște complexe de vitamina B pe fond de metil, o să luați niște magneziu. Adică după filmuleț cel la primul, lucrurile o să se schimbe. În primul rând, dumneavoastră o să acumulați multă putere, o să aveți putere și o să apară dorința asta de viață. Adică dumneavoastră o să vreți singur să faceți niște exerciții. De atâta la capitolul activitate, deși eu înțeleg că după 50 de ani nu prea îmblă lumea la sală. Ne ducem la punctul 2. Când dacă noi vorbim de calorii, asta e clar că în regim ideal ar fi caloriile ingerate, trebuie să fie egal cu caloriile arse. Atunci noi rămânem pe același cântar. Dacă noi luăm mai mult, dar consumăm mai puțin, ardem mai puțin, clar că o să depunem. Numai că aici lucrurile stau mult mai amestecate și mult mai... E că aici medicina funcțională își aduce un mare aport cu reglarea metabolismului, cu reglarea lipidogramei și cu pacea din interior. Adică, fiindcă, cred că nu odată ați auzit, dar ăsta mănâncă 3 porții de mâncare. Păi da, că are alt metabolism. Dar metabolismul ține de aici la alte de sus, înțelegeți? Adică, nu neapărat consumul de calorii, asta înseamnă și felul cum noi arătăm. De exemplu, când eu special fac ca să mă îngraș, fiindcă mie îmi place mai mult cum eu arăt un pic mai îngrășită, eu, de exemplu, pot să ajung până în 57 jumătate. Dar când slăbesc, am 56, am avut și mai puțin, deși nu vreau să am mai puțin. Adică, exact asta am spus-o ca să înțelegem că nu neapărat consumul, asta înseamnă și depunerile noi, fiindcă mulți au asta o afirmă și eu nu sunt de acord, dar bine, și dați să ascultăm până la urmă ce zice medicina funcțională și atunci o să tragem concluzie și o să vedem. Intuiția noastră zice da sau intuiția noastră zice nu. Ok, haideți acum să ajungem. Filmulețul care eu l-am zis cu vitamina D, cu TSH, cu insulina, el neapărat trebuie rezolvat. Pe baza lui sunt alte filmulețe care tot vă îndrept să le ascultați, fiindcă ele sunt toate interlegate între ele. Și acum, ca să nu pierdem timp cu astea 3. Dar ce ține de TSH? Vă rog frumos să ascultați filmulețele care le-am făcut de TSH. Fiindcă indicatorul de TSH foarte mult depinde și nu numai de indicatorul de hormonul liber pe care îl liberează glanda. Adică când se produce F4, ceea ce este activ,
Din el se metabolizează FT3, care este hormonul real care conduce corpul nostru, care dă indicație. El e un fel de așa mini-procesor. Nouă ne trebuie vitamina A, E, D, B1, B6, iod, selen, magneziu. Adică astea primele ne trebuie foarte mult, exact ca să se metabolizeze la maxim. Ca și cum ar fi când într-un intestin cu probleme mari, noi punem cele mai bune produse, dar ele nu se metabolizează din cauza că în intestin e dezastru. Eu sper că am fost auzit, dar mai bine priviți filmulețele ca să nu pierdem timp aici. Haideți să ajungem acum la lipidogramă. Lipidograma în sine, asta e o lecție aparte, fiindcă lipidograma este privită, să zicem așa, medici de medicina funcțională și cei care fac studii, care văd cum asta lucrează, ei zic că însăși medicii nu știu, ei fac cursuri, training-uri și explică că haideți să ne uităm ce este cu adevărat important. De exemplu, noi avem VLDL, LDL, HDL. Ce înseamnă LDL? Este, de fapt, acea parte care noi zicem că colesterolul rău și HDL ar fi colesterolul bun. Păi da, dar din punct de vedere la medicina funcțională, și ei asta zic, noi măsurăm un singur indicator de LDL, dar ei de fapt sunt doi. Și partea asta de LDL-ul, care nouă foarte mult ne trebuie LDL-ul ăsta, în același integral LDL, LDL ca și cum ar fi suma a două, păi ea nu este corectă. Dar din cauza că la laborator, că noi ne ducem, nouă ne dă numai unul singur, ce zic ei? Că este foarte important ca noi să ne uităm la HDL să fie mare. Când high density lipids, el e mare, atunci e ceea ce ajută să curiță arteriile noastre și nu aduce la probleme cu inima. Când LDL e tare mare, asta cam ridică, ei zic așa, cam 30% mortalitatea de la probleme cardiovasculare. Dar cea mai mare problemă la care nu se atrage atenție, asta e trigliceridele. Și mai mult decât atât, la raportul dintre trigliceride și HDL, se primește așa, că ei zic așa, măi oameni buni, voi uitați de trigliceride. Trigliceride, asta în primul rând, asta depinde și de starea ficatului. Adică dacă ficatul are osteatoză hepatică, adică grăsime fizică în ficat, tu poți fi slab, dar cu osteatoză hepatică, păi atunci trigliceridele o să fie mari. Și raportul ăsta dintre trigliceride și HDL, în funcție de cât e el, asta și este problema, în primul rând, depunere de grăsimi, doi, toate problemele și cardiovasculare și, în general, probleme autoimune, care de una din alta ele relevă. Acum o problemă mare, la ce vreau eu să ajung, fiindcă eu neapărat să fac colesterolul în filmuleț, eu chiar vreau ca să fiu auzită, fiindcă lucruri atât de interesante, nici nu vă imaginați, și cât de simple la care noi aflăm. Acum, de fapt, la ce am vrut eu să aduc? Că trigliceridele, ele cresc, dar ceea ce le face pe ele să crească, asta este glucoza. Și asta e cea mai urâtă noutate pe care eu astăzi o spun. Fiindcă ce este glucoza? Glucoza asta e tot ce duce. Și glucoza asta e carbohidrați. Voilà. Adică toate recomandările nutriționiste care ne spun nouă că ea ca trebuie să fie high carb și low fat diet, asta ar fi carbohidrați mulți, da, grăsim mai puține, ca și cum ca să coborâm LDL-ul, ceea ce e o minciună gogonată și totală, dar iarăși nu lucrează pentru toți. Alta este, uitați-vă ce spun ăștia cu high fat, dar asta nu e pe lung timp. Când sunt eu așa, ca o recomandare totală, ce am vrut eu să spun? Unul la mână, că noi suntem într-un fel toți la fel, dar totodată suntem toți diferiți. Adică când noi vorbim de cuvântul a slăbi, asta nu neapărat înseamnă că la toți lipidograma o să fie urâtă, în sens că o persoană poate avea problemă cu glanda tiroidă. Medicul i-a dat niște hormoni sintetici, trigliceridele o să fie joasă. Asta e o păcăleală. Înseamnă că nu ne uităm. În moment când noi primim hormoni sintetici, noi nu ne uităm la lipidogramă, fiindcă ea o să fie eronată. 2. Dacă noi avem vreo viroză, o boală acută, acum urgent, iarăși nu ne uităm, fiindcă ea nu ne arată corect. Ne uităm în momentul când noi ne simțim bine. 3. Ne uităm cum noi ne simțim, adică energia pe care noi o avem. Fiindcă dacă noi mâncăm ce am mâncat, atât cât am mâncat până acum, da, glucoza la noi e mare, sau glucoza e ok, insulina e mare,
poate TSH-ul nu-i bun, lipidograma e urâtă, cu siguranță nu mai facem cum am făcut. Înseamnă că ceva nu a mers bine. Însuși indicatorii ăștia zic că nu-i bine. Eu chiar vreau să pun să ascultați ce zice unul din medicina funcțională, ce zice el de lipide. We have to do a whole lot better in terms of medical education. But in order to be able to do that, we also have to debunk the basic precept that all of the mythology was built on. And that is that it's about calories and it's about obesity. Because you can be obese and have a very, very good looking lipid profile. And you can be thin and have a very, very horrible looking profile. And they have nothing to do with each other. In fact, if you're obese, what that's telling you is that your lipids are actually delivering the energy where they belong, the subcutaneous fat, where they are essentially inert. The thing that makes these various bad particles such a problem is not the subcutaneous fat, it is the visceral or the liver fat. And that liver fat is being made by excess sugar in any given person's diet. So, el zice că noi putem fi grași cu lipidograma bună, dar cu alți indicatori care o să fie foarte urâți, noi putem fi foarte suple, dar să avem probleme foarte mari care în timp o să aducă la diabet și o să aducă la probleme, adică să aducă la probleme de sănătate. Da, în ultima instanță diabetul e strașnic, dar ei tot strigă în gura mare. Totul asta este reversibil. De atâta, care ar fi recomandarea mea? Pun niște desene ca să vedeți care produs. Opriți video, stop cadr faceți și vă uitați din punctul dumneavoastră, alegeți ce este mai aproape. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să fie cam 40% carbohidrați și proteine și grăsimi 30%. Raportul ăsta. Aici am ajuns la cea mai interesantă parte pentru care am făcut video de astăzi. Ca să înțelegem ce este bine să fie regim alimentar pentru fiecare este individual. În funcție de indicatorii dumneavoastră care sunt, clar că dacă trigliceridele sunt mari, cu siguranță oprim glucoza, nici nu se discută și minimizăm carbohidrații. Ne uităm la carbohidrați cât mai puțin. Și eu nu vorbesc de carbohidrații sănătoși, eu nu vorbesc ca să consumăm mai puțin sau verdețuri sau tot ce conține carbohidrați sănătoși. Dacă vorbim de fructe, de exemplu, pentru o perioadă, asta trebuie să fie un fruct două pe zi, nu mai mult. Fiindcă și este și o problemă cu fructoza, legătura între fructoză, insulină și glucoză. Deși se face foarte mult fast că, uite, dacă ești cu insulina mare, fructele e ok. La fel nu e ok. Eu vreau să explic că când noi reglăm metabolismul nostru, dar avem vitaminele în ordine, fiindcă vitamina de fapt este tratament, vitamina când noi o primim ca supliment, ea nu este vitamină ca o bomboană, ea chiar tratează. Încercați să ridicați vitamina B9 folate, să vedeți că după asta nici verzătură nu o să mai puteți mânca, fiindcă gata, însuși bagajele o să fie pline, tot ce am suplinit noi o să fie plin. Adică eu vreau să explic că vitamina asta este tratament, nu doar pur și simplu o bomboană. Mai mult decât atât, am vrut să spun că, de exemplu, sunt foarte mulți care aderă la așa că trebuie low carb, adică carbohidrat jos și mai multe grăsimi și proteine pentru o perioadă. Asta nu poate fi pe termen lung, ca să ardem, de exemplu, toate grăsimile celea și să ajungem la un cântar normal. Da, normalizând metabolismul, lucrurile o să așeze. Și am vrut chiar să arăt o fotografie de-a mea, cum am arătat eu când eram mai grăsuță. Aș zice și cum stătea bine grasă, dar nu mai vroiam eu să fiu grasă. Asta am vrut să explic și am vrut să spun că nu există o rețetă una și pentru tot una. Cine vă spune că asta e rețeta ideală, să știți că ea oricum e pe termen scurt, în funcție de indicatorii dumneavoastră. Că până la urmă este foarte important ca să fim sănătoși. Și când vorbim de grăsimi sănătoase, eu vorbesc de slănină de purtă, de casă, unt gras, cașcavale mature, ouă, din când în când și niște lapte gras, mulți zic cu vârsta nu-i drept, eu nu-s de așa părere, medicina funcțională nu-i de așa părere, dar iarăși nu în cantitate mare. Adică noi vorbim de grăsimi sănătoase,
grăsimi sănătoase este foarte important. Și pe primul rând, asta e împăratul tuturor împăraților, asta e peștele gras. Peștele gras care ne dă omega-3 și care ne dau grăsimile astea foarte bune. Eu personal, timp de ultimii 2 ani, poate 2 ani jumătate, eu practic în fiecare săptămână mănânc câte un borcan de smântână de casă. Eu neapărat am unt de casă acasă, în frigider. Adică la mine nu spune în discuții ca să fie cumva grăsimile cumva să fie cât mai slabă. Adică la mine trebuie să fie, dacă e smântână de la magazin, înseamnă că trebuie să fie de la market, înseamnă că trebuie să fie de 30%, fiindcă mai gras, cam greu de găsit. De exemplu, Elizabeth Boham, care e o doamnă care până la genetică lecuiește orice om. Adică, dacă dumneavoastră v-ați dus la medic, v-a dat 3 luni ceva, tratamentul nu v-a ajutat. Păi bine, e ok, data viitoare v-a schimbat tratamentul, că nu a mers primul. Nu a mers a doua oară. Ok, v-a schimbat, v-a dat altul. Dar gata. Adică, dacă 9 luni dumneavoastră nu v-ați tratat, înseamnă că cu siguranță ceva există o altă problemă. Adică, nici ceea ce ați mâncat nu-i bine, nici cu ce vă tratează nu-i bine și nici abordarea nu-i bună. Fiindcă medicii de la medicina standardă alopată, ei consideră că vitamina D30 e bine, la ei tot e bine, la deși TSH-ul 4 e bine. Așa, Elizabeth Boham zice așa, că i-a venit o doamnă foarte grasă, cu trigliceridi pur și simplu așa, skyrocket, adică mai sus decât se poate de imaginați. Ea o tratat-o pe ea cu unt de casă, fizic, unt de casă, și ulei de cocos, ca să înțelegeți. Adică, în majoritatea. Eu, de exemplu, dimineața în genere pot lua o cafea cu o bucată de unt fără pâine. Cafea, unt, cașcaval și niște olive. Adică, în cazul în care mănânci grăsimi, doar mănânci mai puțin, tu fizic, tu nu poți mânca grăsimi la nesfârșit sau nu mâncați proteină la nesfârșit. Proteina îți dă stare de saturație. De asta și înseamnă că ne uităm ce ne satură pe noi. Dar medicii, ei socot așa. Când omul nu se satură și el mult timp fometează, adică îl pune pe carbohidrați mult, dar el dă mult zahăr și ca și cum pe un timp parcă te ține sătul, dar în timp lung asta nu lucrează așa. Și îți primește că ții neajungând grăsimi, în primul rând, să schimbă indicatorii, ei nu sunt foarte buni, adică noi poate și suntem slăbuți, dar cum arată indicatorii ăștia? Asta e unul. Doi, cât de mult oamenii renunță? Păi să știți că la toate dietele care țin pe puțin carbohidrați, destul de mult în proteină și grăsimi, ei nu renunță la așa dietă. Mai mult decât atât, în momentul când apare energie, noi trebuie să ne mișcăm. Adică mișcarea este viață. Asta e spus, asta e știut. Indicatorii pe care noi avem, cel mai bine arată ceea ce am făcut până acum e bine sau nu. Dacă indicatorii lasă de dorit, cu siguranță, cum am mai făcut, nu mai facem. În sensul că sunt probleme. Atât pentru ziua de astăzi. Eu tare sper că am fost auzită. Eu am să pun, ca de obicei, la subsol. Dacă puteți să ascultați filmulețele astea și chiar dacă, de exemplu, nu sunteți vorbitori de engleză, doar aveți fiica, nepotul care vă pot asta traduce, mai mult decât atât. O să întrebați, dar de ce eu ascult în engleză? Fiindcă numărul de medici care vorbesc engleză e enorm. În limba română, de exemplu, vorbesc 24 de milioane de oameni. În dialectul, adică limba română, da, cu dialectul de Moldova, să zicem, îl vorbesc încă 2 milioane de oameni. Și asta încă e mult, fiindcă la noi în Moldova sunt foarte mulți ruși care nu vorbesc limba. Dar vă imaginați numărul de oameni care vorbesc în engleză? El e enorm, de aia limba engleză deschide alte oportunități, nu ca aș face o prioritară. Dar ca limbi, toate limbile sunt egale și toate limbile sunt frumoase. Și în privința la pacea din interior, când noi o să primim vitamina D, o să fie adecvat, dar cuvântul am vitamina D ok, asta nu-i bine. La mine vitamina D, ok, asta e de la 65 nanograme pe mililitru, de la 65, așa e la medicina funcțională, așa e la mine, așa e la toți la care am putut să ajut și asta lucrează. Mai departe, când magneziu și vitamina B12 e în ordine și starea de depresie se duce. Și plus la asta e foarte important ca noi să ne iertăm și să ne iubim unul pe altul. Adică, clar, că să ne iubim unul pe altul, eu, în sensul că a înțelege că cineva îl doare, cineva are dorință, la fel ca și noi, că cineva are părerea proprie și să respectăm părerea altuia, chiar dacă e nu ne place, da, el trăiește în lumea lui. Și chiar dacă, de exemplu, avem un vecin care este
foarte negativ și noi nu-l suportăm. Înțelegeți că toată asta energia asta negativă se duce în pancreas, se duce în ficat, se duce în rinichi. Toată energia asta negativă acumulată, toate astea nu se lucreze bine. De atâta gândiți-vă că vecinul ăsta care așa e supărat și negru, el trăiește într-un întuneric. Undeva, de exemplu, lumina asta în care o vedeți dumneavoastră, el nu o vede. De atâta undeva poate e bine să aveți compasiune față de un om rău, fiindcă în primul rând, vă ajutați pe dumneavoastră, nu vă aduceți negativul ăsta la organele dumneavoastră și în ultima instanță, imaginați-vă că dumneavoastră ați putut rezolva problema și vă duceți la medicul de sector și îi spuneți așa și așa, el că nu o să vă vadă, duceți-vă deodată cu indicatorii să vă vadă, el nu știe ce dezastru a fost la dumneavoastră, el că nu o să vadă, o să întreb, măi, dar ce ai făcut? Și dumneavoastră o să spuneți, da, e că am ascultat niște video din medicina funcțională. Eu nu zic ca mele, care de sub, eu sunt mesager, eu nu sunt medic, eu sunt doar mesager. Dumneavoastră, obținând un rezultat foarte bun, s-ar putea că faceți bine altor oameni, nu numai dumneavoastră. Dar totodată poate și medicul de sectorul să-și schimbe părerea, fiindcă tot ce a făcut el până acum 20 de ani, el muncește, sărmanul muncește și el singur nu vede rezultate. Dar închipăți și bucurie o să-i aduceți mare în cazul în care o să intrați suplu, pe ușă, frumos, sclipitor, cu o lipidogramă extraordinară, cu insulină extraordinară și așa mai departe. Eu tare sper că am fost înțeleasă, tare vă sfătuiesc să priviți, să ascultați videourile de sub și vă doresc un an plin de schimbări, plin de realizări frumoase și să ne auzăm doar de bine. Și am să mă strădui tare să fac un film pe lipidogramă ca să o înțelegem noi și despre paraziți vreau, fiindcă asta așa de important, dar e un film și mai mare ca lipidogramă și tot zic să-l fac și am să-l fac. Bine, atât, să ne auzăm de bine. La revedere!